Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție emisiunii Hunedoara în direct. Vă reamintesc ca de fiecare dată că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și pe canalul nostru de YouTube Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile și toate informațiile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. În atenția dumneavoastră aducem și familia, tinerii și modul în care ar trebui să ne comportăm fiecare dintre noi atunci când vine vorba despre persoanele cu anumite dizabilități. Și aici vorbim despre egalitatea de șanse pe care cred că fiecare dintre noi ar trebui să o înțeleagă mult mai bine și de ce nu să și aplicăm atunci când ne aflăm în anumite situații de genul acesta. Astăzi am onoarea de a o avea alături de mine pe doamna Natalia Elena Intotero, ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse, de la care cu siguranță vom afla o sumedenie de noutăți. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație! Suntem bucuroși să vă avem din nou alături, deși noi ne-am întâlnit nu de mult la Țevea, acolo unde a fost omagiat Crăișorul Munților, iar în acest an se împlinesc 200 de ani de la nașterea lui Avram Iancu, un an omagial. Cred că așa nu a fost an în care să lipsiți de la acest eveniment. Un an foarte important pentru județul Hunedoara, pentru Țara Moților, având în vedere că aici își doarme somnul de veci creșorul nostru Avram Iancu, eroul național, și mă bucur foarte tare că alături de colegii parlamentari am decis anul trecut demersurile pentru această lege ca în anul 2024 să fie declarat anul omagial Avram Iancu. Profit de această ocazie pentru a vă anunța pentru anul 2025 am demarat un proiect de lege, a fost adoptat în prima cameră, în Senatul României, acum se află în Camera Deputaților, Camera Decizională, la comisii în partea de vot final și pentru anul 2025 declarăm anul copilului. Deci iată cât de important este să avem acolo oameni de bază, oameni care să înțeleagă exact care sunt nevoile acestora și copiii cred că ar trebui să fie în permanență în prim plan și să nu uităm că, din nou, fiecare dintre noi se poate implica pentru că acești micuți să aibă o viață mai bună și mă refer aici la acei copii care nu au avut parte poate de cea mai potrivită familie, să spunem, sau de un mediu în care să crească așa cum ar trebui. Început de an școlar cu emoții pentru copii, dar și pentru părinți, pentru cadrele didactice și nu ați ratat nici acest început de an școlar aici acasă, în județul Hunedoara. A fost un program intens și îmi cer scuze pentru că eu sunt aproape de partea de ieșire dintr-o problemă de sănătate, o laringită, câteva zile chiar nu am reușit să comunic și poate pe timpul emisiunii încă mă mai încearcă o tuse, de aceea îmi cer scuze față de telespectatorii care ne urmăresc. Da, a fost un început de an școlar intens, intens pentru că mi-am dorit foarte tare să ajung aici în județul meu, în județul Hunedoara. Am fost invitată în mai multe locații pentru începerea anului școlar. Am ales locația unde am fost prima dată, am primit prima invitație, respectiv în municipiul Petroșani și a fost o idee extraordinară a domnului primar Riții de a face festivitatea de deschidere, când preotul a făcut o scurtă slujbă de binecuvântare, apoi doamna Ștefănie, inspector școlar general, alături de președintele Consiliului Județean Laurențiu Nistor, alături de primarul municipiului Petroșani, doamna senator Lucica și subsemnata, am adresat mesaje de încurajare pentru noul an școlar, pentru toți copiii prezenți. Au fost începând de la cei de vârstă preșcolară, apoi școală primară, gimnazială și liceele din municipiul Petroșani, deci au fost toți împreună, în moment ca apoi, după această deschidere, fiecare s-a retras spre instituția de învățământ unde o să-și desfășoare activitatea în anul școlar 2024-2025. Desigur, emoțiile nu pot fi descrise,
pentru că le-am trăit cu toții atunci când eram și noi copii, apoi adolescenți, apoi la mine și în calitate de cadru didactic și de fiecare dată când este un nou început de an școlar, pentru mine emoțiile sunt cu totul și cu totul mai speciale, să spun așa. Anul acesta este unul puțin mai special, să spunem, pentru că vine și cu o serie de modificări, o serie de reguli, reguli care până acum cumva existau, doar că nu au fost poate aplicate atât de mult, iar acum au venit și acele voci care spun că aceste modificări nu sunt chiar binevenite pentru copii. Mă refer aici la lipsa telefonului în timpul cursurilor, pentru că ei nu vor mai avea voie să folosească telefoanele, doar în anumite situații excepționale. Ținuta vestimentară de asemenea va fi una cât mai decentă pentru fiecare dintre elevi și mai avem și acea sală în care vor fi trimiși acei copii care nu vor fi chiar atât de liniștiți în timpul orelor, iar unii dintre părinți se arată nemulțumiți de aceste noi reguli, să spunem, unele dintre ele chiar de bun simț, aș adăuga eu. Eu aș vrea să menționez că nu este o impunere. Este o posibilitate prin care elevii să beneficieze de o educație în care să existe reguli, așa cum există pentru toți cetățenii României reguli pe care trebuie să le respectăm pentru a trăi într-o țară cu adevărat liberă, democratică, dar în egală măsură și o țară care să aibă un viitor. Atunci când nu există reguli, când nu există și disciplină, de foarte multe ori lucrurile iau o altă întorsătură. Acum, vis-a-vis de ținută, să știți că sunt foarte multe școli și în județul Hunedoara, în întreaga țară, și mă refer în special în învățământul privat, unde copiii au uniformă. Dar una sunt și instituții vremurilor de învățământ unde copiii nu au uniformă, pentru că nu este dorința părinților aceasta și nu este nici dorința elevilor. Până la urmă, majoritatea, ca în orice comunitate, trebuie să decidă, iar minoritatea trebuie să se supună majorității. Iar dacă facem referire la uniforme, acum acestea sunt în funcție de alegerea copiilor, în primul rând, și în egală măsură și de decizia părinților. În sensul că lor li se oferă mai multe variante și ei aleg ceea ce cred că este mai reprezentativ pentru ei. Este un fel de semn de distinctiv prin care arătăm încă o dată că facem parte dintr-o comunitate de elevi de la o anumită instituție de învățământ. Apoi, vis-a-vis de folosirea telefoanelor. Categoric, acestea pot fi folosite în timpul orelor în scop educativ. În afară de folosirea acestora în scop educativ, nu cred că își au rostul. Și vă spun de ce. De foarte multe ori, copiii sunt copii, dacă au la dispoziție un astfel de aparat, ei încearcă să mai glumească, să distragă altora atenția și nu cred că este corect ca un copil care își dorește să fie foarte implicat, să învețe, să fie pus să sufere, să nu beneficieze de concentrarea atenției pentru alții care sunt mai glumeți. De aceea, telefoanele pot fi folosite în timpul pauzelor, telefoanele pot fi folosite atunci când ai o urgență, când vrei să vorbești cu părintele, dar sub supraveghere și în egală măsură telefoanele sunt folosite în scop educativ atunci când profesorul, învățătorul decide de comun acord cu elevii că telefonul poate aduce un plus orei respective și poate să fie folosit în acest scop. Acum, vis-a-vis de acea sală, unde foarte mulți părinți și-au pus semne de întrebare, aici vă spun că nu este o sală unde copiii să fie pedepsiți, nici vorbă. Este o sală unde copiii să poată să beneficieze de consiliere psihologică în momentul în care un copil simte nevoia sau are o anumită atitudine, poate vine din pauză sau poate vine de acasă cu o anumită traumă, cu o anumită supărare, pentru că sunt și familii unde, din păcate, există o situație conflictuală și poate că acel copil are nevoie să fie liniștit în sensul să discute cu un psiholog. Categoric că psihologul nu poate să discute problemele lui de față cu întreaga clasă. Și în acest sens, acești copii, acești elevi vin duși în acea sală unde ei beneficiază de o
consiliere școlară din partea unui specialist, respectiv din partea unui psiholog. Avem acești psihologi în toate școlile? Da, s-au mai făcut angajări pentru că eram deficitar din acest punct de vedere. Fosta lege a educației spunea că e nevoie de un psiholog undeva la 700 de copii, dar de fapt erau instituții de învățământ unde era un psiholog la 2000 de elevi. Știu aceste aspecte pentru că am păstrat o permanentă legătură cu școlile din județul Hunedoara și nu numai. S-au făcut demersuri pentru a crește numărul consilierilor școlari, respectiv a psihologilor, dar încă mai avem mult de parcurs și pe această cale vreau să profit de această oportunitate să-i încurajez pe tinerii care au abilități pentru a avea o astfel de meserie. Să știți că este o meserie care va avea viitor pe termen mediu și lung, având în vedere că după perioada de COVID, tot mai mulți copii, tineri, dar și adulți au nevoie de această îndrumare, de această consiliere, de acest sprijin din partea specialiștilor, respectiv din partea psihologilor. Și în momentul de față, România nu are o capacitate, un număr de absolvenți de învățământ superior care au terminat psihologia. De aceea încurajez pe toți care au aceste abilități să aleagă o astfel de carieră pentru că va fi un loc sigur de muncă pe termen mediu și lung. Mai ales dacă, iată, ne anunțați că încă se mai fac angajări în acest domeniu, încă mai avem nevoie. Încă se mai fac angajări, apoi să nu uităm deschiderea centrelor regionale pentru persoanele care suferă de adicții, în special consum de droguri și nu numai, și acolo vor fi locuri de muncă pentru psihologi. De asemenea, Direcțiile Generale de Asistență și Protecție a Copilului, și aici au fost schimbări de legislație, iar copiii care trec prin traume, părinți care sunt în conflict sau familii care, din păcate, se despart, și ei trebuie tot din păcate ajung în instanță, psihologii de la Direcțiile Generale de Asistență și Protecție a Copilului îi ajută pe copii în acea perioadă să treacă mai ușor, purtând discuții permanente cu ei, dar și cu părinții acestora. De foarte multe ori avem foarte multe cazuri și sesizări când părinții se luptă pentru copii fără să mai țină cont că acea luptă cel mai tare afectează pe copii, pe creșterea, pe educarea acestora și mai departe foarte mulți dintre acești copii, acești tineri care trec prin astfel de situații ajung să consume droguri. Sunt suficient de multe centre care să-i sprijine cu adevărat pe acești consumatori de droguri, în special pe adolescenți, tineri, pentru că vârsta de la care încep să consume diferite tipuri de droguri este tot mai mică, iar sprijinul de care ei au nevoie, pe lângă familie și prieteni, școală, de ce nu? Pentru că și cei din școală pot să-i sprijine dacă au înțelepciunea necesară de a o face. Este nevoie totuși și pe termen lung de ajutor specializat, bineînțeles, categoric, pentru aceștia. Și de aceea spuneam la începutul emisiunii, dacă pentru anul acesta Parlamentul României a decis anul omagial Avram Iancu, pentru anul 2025 mai sunt foarte puține etape și eu sper că toți parlamentarii vor vota să fie anul dedicat anul copilului. De ce? România este în curs de implementare a garanției pentru drepturile copilului. Vorbim aici de scoaterea din sărăcie a peste 500.000 de copii. Deja s-au făcut foarte multe măsuri și se continuă să se facă aceste măsuri și este foarte bine, iar declararea anului omagial al copilului 2025 va fi o formă de a încuraja nu doar autoritățile centrale, ci și autoritățile locale în a adopta prin hotărâri de consilii locale, consilii județene, cât mai multe programe care să vină în sprijinul tuturor copiilor și apoi tinerilor. Referindu-mă aici, începând de la a acorda respect pentru cei care învață, pentru olimpici. Anul acesta, să știți că pentru prima dată a fost când am organizat și noi o tabără pentru olimpici, organizată de minister, unde toți cei care au avut rezultate foarte bune la învățătură
au beneficiat de o săptămână, un sejur la mare. Au fost foarte încântați și dorim să continuăm acest program, deci toți olimpici la nivel național, peste 600 de elevi, aici spun copii și tineri. Tineri încep de la vârsta de 14 ani. De asemenea, tot în anul acesta, pentru că vorbim de egalitate de șanse, tinerii care provin din centrele de îngrijire a copilului, cei care sunt fără părinți, care au avut și rezultate foarte bune la învățătură și care și-ar fi dorit să îmbrățișeze o carieră militară, în parteneriat cu Ministerul Apărării am organizat tabăra cercetașilor, peste 40 de locuri. Pe anul viitor ne-am propus un număr de peste 200 de locuri, având în vedere solicitarea și succesul, iar în urma unei săptămâni în care micuții au putut să se comporte ca adevărat soldat, să participe la instrucții, să învețe cum să-și facă singur patul și multe alte deprinderi, tipic celor care lucrează în armată. Peste 97% dintre aceștia nu doar că au plâns și au fost foarte supărați că s-a încheiat această tabără, dar au spus că ei vor să se facă, să devină militari. De asemenea, taberele pentru copiii cu dizabilități. Deci am avut anul trecut 1000 de locuri, anul acesta 2000 de locuri și intenționăm să creștem numărul locurilor, pentru că a fost și aici o solicitare foarte mare. Aici ei au fost însoțiți fie de părinți, fie de cei care îi grijesc. Mă refer la cei cu dizabilități care au fost, din păcate, părăsiți de părinți, dar care se află în grija asistenților maternali. Am ales ca locație Eforie Nord, o tabără care necesită și mai multe investiții, dar care a avut condiții decente de locuire, dar mâncare foarte bună. Și de ce acea tabără? Pentru că, din păcate, încă societatea nu se comportă întotdeauna așa cum ar trebui să se comporte și se manifestă bullying asupra acestora. În primul rând, prin faptul că foarte mulți nu vor să stea în apropierea lor, alții îi mai au de râdere și nu mai vreau să continui. Aici este rolul nostru al tuturor de a lupta alături de societatea civilă, de ONG-urile cu activitate în domeniu, pentru a-i sensibiliza pe toți cetățenii, pentru a-i accepta să fie acceptați de colegii lor de copii. Vedeți și decizia Uniunii Europene ca aceștia să fie incluși în sistemul de învățământ de masă, să nu mai fie cumva dați la o parte. Sau să studieze doar în acele școli speciale. Care poate exista un regres în evoluția lor, nici de cum. Există în continuare școli speciale pentru cei care au o formă de sănătate, din păcate, mai gravă. Problemele de sănătate sunt mai grave. Și acolo, categoric, nu pot fi duși. Dar nu așa cum a fost până acum, foarte multe școli speciale unde chiar și cei cu dizabilități mai ușoare erau puși să învețe și să aibă o altfel de viață. Trebuie să ne manifestăm empatia și susținerea pentru aceștia. Iar în acest an, să știți, crescând și numărul copiilor, tinerilor cu dizabilități, am avut și un mare ajutor. Știți că s-a adoptat legislație prin care persoanele cu dizabilități să beneficieze de susținere, de intrare la instituții, începând de la cei cu dizabilități locomotorii până la cei care au celelalte probleme de sănătate, la nevăzători. Dar a fost uitat să se treacă în legislație. Aici la Ministerul Dezvoltării ei s-au ocupat de acele norme de aplicare, accesul persoanelor cu dizabilități pe plajele din România. Neavând scris negru pe alb, cei de la Apele Române nu au avut curajul să facă această investiție. Și atunci, ONG-uri și cu activitate imagini, în domeniu... O să te rog, Andra, să difuzăm acele imagini și comentăm pe bază. Domnul Ionut de la Kayak Smiley, un om extraordinar care luptă de foarte mulți ani să-i ajute pe copiii și pe tinerii cu dizabilități, ne-a venit în ajutor și în acest an ne-a adus un fotoliu gonflabil. Cu ajutorul acestui fotoliu, copiii cu dizabilități au putut să intre pentru prima dată, unii dintre ei în mare, pentru că erau ancorați în centuri de siguranță, iar pentru
toți copiii cu dizabilități ca să poată să ajungă și pe plajă. Până atunci erau duși efectiv în brațe de aparținători de părinți. Covorul pe care îl vedem în imagine a fost o donație din partea dânsului și a ONG-ului dânsului, un cost aproximativ 30.000 de euro, dar acest cost îi ajută foarte mult și vedeți bucuria celor doi voluntari care au acceptat să vină pentru a testa acest covor. Se montează foarte ușor, se demontează, deci a adus și l-a lăsat aici cu titlu gratuit pentru taberele acolo, care vor fi și anul viitor, și de asemenea a adus și în celelalte stațiuni de pe litoralul românesc pentru a se amenaja cel puțin o intrare în mare pentru persoanele cu dizabilități locomotorii. Deci vedeți cât de puțin acest gest, dar cât de mult contează, pentru că foarte mulți dintre aceștia nu au avut nici măcar o dată posibilitatea să... au văzut marea, dar nu au avut posibilitatea să intre în apă. Și de aceea cred eu că atunci când vorbim de egalitate de șanse, trebuie să dovedim mai multă empatie și mai mult sprijin pentru toți copiii din România, indiferent de etnie, de religie. Da, pentru copiii vor fi adulții de mâine, și cum îi educăm și cum încercăm să îi sensibilizăm, așa îi vom avea ca și adulți. Am văzut că nu doar ați asistat, ați și pus mâna, iată, se vede în imagini, pentru a-i ajuta. Da, să știți că am fost norocoși, pentru că a fost o zi ploioasă și în momentul în care am ajuns, pentru câteva minute ploaia s-a oprit după ce am montat covorul și a fost probat. A început o ploaie torențială, deci în 3 minute am fost cu toții luarcă, dar n-am mai contat. Am testat să vedem cum se poate circula pe acel covor persoanele cu nevoi speciale, atât pe ploaie cât și pe vreme bună. Puteați să fiți în orice alt loc, pentru că știm, miniștrii de obicei au un program destul de încărcat. Ați ales totuși pentru câteva minute, iată, 3 minute a durat toată această bucurie, să spunem, a celor care au încercat acest covor. Ați fost acolo lângă ei. Puteați să fiți oriunde. Puteați doar cumva să bifați acest eveniment. S-a întâmplat, iată, a fost montat acel covor pentru persoanele cu dizabilități și să se oprească totul aici. Nu, din respect pentru ei, și vă spun, a trebuit să mă și întorc la ora 18. În aceeași zi am avut ședință de guvern, dar cred că este minimul pe care noi putem să-l facem atunci când oameni, așa cum este Ionuț, își desfășoară întreaga activitate pentru a veni în sprijinul acestor copii, acestor tineri speciali, adulți speciali, iar pentru ei este de asemenea un minim gest de respect pentru a le arăta că suntem alături de ei și că încercăm să facem mai mult. Să știți că alături de colegul nostru, de Carol Mărginian, este tânărul care a terminat cu 10 facultatea de științe juridice de aici, de la DEVA, și care a acceptat de un an de zile, este colegul nostru, muncește cu noi la Parlament, cu toate că nu-și poate folosi mâinile și picioarele, mintea lui Carol este excepțională și familia lui Carol este excepțională. Alături de Carol am profitat de experiența și faptul că este o persoană foarte bine pregătită. Am făcut mai multe modificări legislative care acum se află pe circuit, astfel încât să venim și mai mult în sprijinul copiilor și tinerilor cu nevoi speciale. Cred că de la ei învățăm cel mai mult nevoile, ca apoi noi să le transpunem în practică. Iată, toate aceste idei cred că sunt mai mult decât binevenite, direct de la o persoană care se află în această situație, care înțelege perfect prin ce trece un copil, ce trece un tânăr care suferă de anumite dizabilități. Și așa cum spuneam și la începutul emisiunii, cred că fiecare dintre noi am putea, măcar atunci când vedem sau în jurul nostru există persoane care au anumite dizabilități, să nu întoarcem spatele sau să nu arătăm cu degetul, așa cum din păcate uneori suntem învățați chiar din familie. Da, de aceea insistăm pe educație mai mult. E extrem de importantă educația, sănătatea, familia. Sunt, de fapt, recent ați avut o delegație din China, o delegație care a venit să înțeleagă mai bine modul în care România se preocupă de copii și tot ceea ce înseamnă sistemul acesta de protecție a copilului. Să înțeleg că suntem un exemplu demn de urmat?
Nu doar pentru China, să știți. În urmă cu o săptămână a avut o delegație din Bavaria, din Germania. Doamna ministru, omologul meu de altfel, a fost prezentă în România și a dorit să viziteze câteva centre unde copiii instituționalizați, copiii fără părinți, își petrec viața, condițiile acestora. De asemenea, a dorit să vadă câteva centre de zi unde la finalul programului școlar, copiii care sunt chiar și din familii pot să vină să își petreacă câteva ore în compania dascălilor, antrenorilor, să facă activități sportive sau alte activități în funcție de abilitățile acestor, ateliere de fotografie, de pictură. Alături am ales un centru unde sunt și copii ucrainieni. Alături de acești copii se ajutau reciproc, copiii români învățau pe ucrainieni să-și consolideze cunoștințele puține pe care reușesc să le învețe la școală, pentru că pentru marea majoritate cursurile se desfășoară în limba engleză sau sunt și dascăli din Ucraina care în această perioadă de când a început războiul au ales să vină și să îi ajute pe copii. Deci o modalitate de a fi unit și chiar suntem un exemplu pentru mai multe țări, deci nu doar pentru China. De asemenea, vreau să mulțumesc Guvernului Statelor Unite pentru că a ales să ne ajute cu o sumă de $10,000. Săptămâna viitoare, în 16, va fi semnarea cu 10 milioane de dolari. Săptămâna viitoare, în 16, va fi semnarea contractului între Departamentul de Stat și Guvernul României, practic prin această sumă de bani, 10 milioane de dolari. ONG-urile cu activitate în domeniu, selectate de statul american, vor putea să dezvolte platforme prin intermediul cărora să vină în sprijinul copiilor, diminuând efectele de violență, dar și traficul de persoane, traficul copiilor, și de asemenea susținând dezvoltarea numărului de urgență 119, număr gestionat de Serviciul de Telecomunicații Speciale, și practic tot ceea ce înseamnă informații care pot să pericliteze starea de sănătate, starea de bine, viața copiilor, informații care se află în mediul online prin implicarea acestor ONG-uri, nu doar că aceste pericole vin sesizate instituțiilor specializate și vin oprite aceste informații, dar ei îi și învață pe copii cum să se ferească de toate aceste pericole și cum o anumită reclamă ce pare a fi tentantă în spatele ei pot fi pedofili sau oameni foarte răi care să le aducă prejudicii de sănătate sau poate chiar să-i răpească și apoi să-i folosească în alte scopuri, așa cum din nefericire am mai avut exemple. Deci, de centru unde se va regăsi? Unde va fi? Doar în capitală? Vor fi în mai multe orașe? Urmează să se decidă după semnarea acestui contract, deci va fi în data de 16 septembrie și apoi Guvernul Statelor Unite vor da publicității și lista tuturor ONG-urilor. Acestea au avut deja posibilitatea să se înscrie, au trecut printr-o perioadă de evaluare și vom afla detaliile ulterior cu privire la momentul în care va fi demarat acest proiect și cum se va desfășura. Pentru o perioadă de 5 ani, mi se pare, se implementează acest proiect. Și cu siguranță, dacă va avea succes, va continua și după acei 5 ani. Pentru că este nevoie de sprijin, mai ales în acest mediu online, care este foarte alunecos. Este un lucru foarte bun pentru copii, pentru tineri, pentru cetățeni în general, dar ascunde și foarte multe pericole. Iar dacă cei mici nu sunt învățați cum să depisteze aceste pericole, într-adevăr, probleme pot să fie multe și, din păcate, foarte grave. Am avut situații destul de delicate.
și nu vă îndreptați atenția doar către copii, doar către adulți, vă îndreptați atenția și către adolescenți, către studenți. Și ați venit în sprijinul lor cu programe care să-i sprijine în mod real. Vorbim aici despre Student Invest și Student Family, programe despre care ați discutat pe parcursul ultimelor luni. Mai sunt tineri care să-și dorească să acceseze aceste programe. Eu sper programe să mai fie și tineri, pentru că am avut o sumă considerabilă pentru cele două programe. Mai sunt pentru bani? Family Start din 250 de milioane. Suma a fost aproape în integralitate cheltuită, dar pe programul Student Invest avem în momentul de față 2261 de beneficiari care au fost declarați eligibili, respectiv 138.596.000 lei și în analiză mai avem încă 507 milioane. Deci undeva merge spre 190 de milioane de lei, iar suma disponibilă este de 250 de milioane. Ceea ce ne-a determinat să facem o solicitare către ministerele care fac parte din acest program, respectiv Ministerul Finanțelor și Fondul Român de Contragarantare, prin care am solicitat să mai lăsăm aici o sumă mai mică de bani, diferența să fie trecută pe Family Start. Am văzut că acolo a fost solicitarea mai mare. Deci pe Family Start ei pot să beneficieze de un împrumut de 30.000 de euro, cu posibilitatea de a returna acest împrumut într-o perioadă de 10 ani, dobânda fiind subvenționată de 75% de către statul român. Dar pentru Student Invest, suma pe care ei o pot accesa, să o ia creditată, 15.000 de euro, aici dobânda este subvenționată 100% și tot așa posibilitatea de returnare până în 10 ani. Deci aici mai sunt încă fonduri, așa că studenții care au nevoie, nu mă refer doar la cei care urmează cursurile unei facultăți, inclusiv cei care fac dovada că urmează cursuri post-universitare, master sau școală doctorală, pot să acceseze aceste sume de bani și să le restituie până într-un interval de timp până în 10 ani, deci 15.000 de euro, bani care pot să folosească în activitatea lor de pregătire și în egală măsură și să-și achiziționeze o mașină nouă sau până în 5 ani, second. De asemenea, cu acești bani pot să-și plătească chiria dacă aleg să locuiască undeva într-o locuință, nu un internat, să spun. Deci banii aceștia nu pot fi folosiți numai pentru afacerea pe care o au sau pentru a-și achiziționa anumite lucruri care țin de școală, da. Ci pot să-și achiziționeze o mașină susținut. Pentru a porni practic în viață într-un mod da. Puțin mai ușor față de viața care este destul de complicată pentru mulți dintre acești tineri care mulți lucrează, merg în continuare la facultate și plătesc și o chirie poate destul de costisitoare în marile centre universitare din România, iar de cele mai multe ori sau există și situații în care familia, părinții nu îi pot sprijini așa cum și-ar dori și ei cu siguranță, dar iată că ați punctat foarte bine cu aceste două programe. Vor continua? Da, ne propunem continuarea acestor două programe, de asemenea ne propunem pentru anul următor, chiar dacă vor fi alegeri parlamentare, noi vom face această propunere, vom intra cu ele în dezbateri cu toți cei interesați și indiferent anul viitor, cine, cum va câștiga alegerile, cine va duce mai departe destinele acestui domeniu de familie, tineret, copii, ne-am propus extinderea posibilității ca ONG-urile, asociațiile de tineri, de studenți, ONG-urile cu activitate în domeniu să poată să acceseze bani pentru a face cât mai multe programe care să vină în sprijinul studenților. Aceste programe erau deja până în momentul de față, am avut o sumă de 3 milioane de lei pentru programe studențești, 3 milioane de lei pentru programe pe tineret. Au fost sume accesate de către asociațiile și federațiile studențești, iar pentru următorul an ne-am propus extinderea posibilității accesării de astfel de programe ONG-urilor care au activitate în domeniul copiilor și ONG-urilor care au activitate în domeniul familiei. Acoperiți. Da, și în perioada următoare până la 1 octombrie vom avea o întâlnire cu toate ONG-urile interesate cu activitate în acest domeniu.
Vom discuta cu ei metodologia pentru fiecare categorie de proiecte în parte. Vom lua de la dânsii propunerile, vom finaliza această metodologie, apoi o vom publica pe site-ul Ministerului. Trebuie să stea în transparență 30 de zile și undeva la începutul lunii noiembrie ea va fi semnată, fiecare metodologie, că vorbim aici de metodologia pentru tabere, metodologia pentru proiecte pentru studenți, metodologia pentru copii, proiecte de asemenea și metodologia pentru proiecte pentru familii. Vin aprobate toate prin ordin de ministru și apoi vom face propunere către Ministerul Finanțelor pentru următorul exercițiu bugetar 2025. Să fie prinși bani pentru toate aceste activități. Unul dintre cele mai accesate, cred, programe pe care îl are Ministerul este cel care face referire la fertilizarea in vitro și avem în țară foarte, foarte multe familii care își doresc un copil, nu au fost binecuvântați să și reușească, dar cu ajutorul acestui program mai au o speranță că această minune se poate înfăptui. Știu că imediat după ce a fost pornit acest program, platforma a fost accesată de sute de mii, cred că milioane de ori. Cred că a fost și blocată la un moment dat. A fost blocată în prima zi. Primele două zile am avut peste 1.700.000 de accesări. Au fost persoane care au accesat această platformă și din pură curiozitate pentru a vedea dacă funcționează, cum funcționează, dar în egală măsură vreau să vă spun că apoi lucrurile s-au mai liniștit, în sensul că la cum a fost accesată și cum câte persoane au încercat să depună în primele zile, până undeva până în 2000 și ceva de persoane, mă mărturisesc că a fost așa o temere că zic, Doamne, câte cupluri se luptă cu această infertilitate în România și noi avem doar 10.000 de proceduri care pot fi finanțate. Ei, de atunci a trecut ceva timp și vreau să vă zic că până în momentul de față, deci acum la zi, avem 4.579 de dosare depuse. Doar 4.579 de dosare, așa că îi încurajez pe toți cei care, din păcate, au această problemă de sănătate să depună, pentru că locuri încă există. Mai au timp la dispoziție? Da, este un termen limită? Până la sfârșitul anului este termenul limită, pentru că banii au fost aprobați pe an calendaristic și îi rog foarte mult să respecte tot ceea ce scrie în metodologie, în sensul că odată ce au fost declarați eligibili, li se transmite contractul, ei maxim în 5 zile trebuie să-l returneze semnat, scanat, să-l trimită pe acea platformă. Am ales să lucrăm în mod digital pentru a face și economie de bani, tot ce înseamnă tipărituri, dar a face și economie de timp și să știți că oamenii s-au acomodat. O singură problemă aceasta să fie foarte, foarte atenți la timp pentru a nu întârzia. Dacă depășesc acel termen de 5 zile, riscă este, să piardă nu, acest... Este o dificultate, pentru că până la urmă dacă ei au toate documentele eligibile, dar vor trebui din nou reluat procedeul, pentru că așa a fost agreat de comun acord în metodologie și acea metodologie a stat 30 de zile în transparență, ca dovadă întârzierea după ce a fost votată și adoptată cele două hotărâri de guvern, sfârșitul lunii mai, a fost o perioadă până spre luna aproape august, când s-a dat drumul la acest program, pentru că a trebuit făcută legislația secundară, metodologia, care după ce a fost discutată cu toți cei care erau interesați, a trebuit 30 de zile să stea în transparență publică, apoi a trebuit din nou să fie aprobată prin ordin de ministru, apoi transmisă către monitorul oficial. Deci, în momentul în care pașii au fost deciși alături de beneficiari, cam aceasta este rugămintea noastră, să respectați termenii, zilele, atât pe contract, pe semnare, astfel încât să nu îngreunați procesul și pentru ceilalți beneficiari care au fost declarați eligibili și care așteaptă și ei cu multă nerăbdare, așa ca și dumneavoastră, să primească voucherele și voucherele pentru medicamente și mai departe diferența cealaltă sumă de bani pentru fertilizarea propriu-zisă. Știu că sunteți foarte apropiată de hunedoreni, indiferent de zonele din județul Hunedoara. Aveți informații, sunt multe familii și din județul Hunedoara care să fie accesat acest program, să aibă acest curaj până la urmă de a accesa și de a primi sprijinul acesta? Da, chiar am avut o familie din municipiul Orăștie care a și ales, pentru că foarte mulți încă, să știți că se feresc să
să spună că ei sunt părinți unor copii care au fost făcuți prin acest sprijin al statului. Există, ce vorbeam înainte, prejudecăți. Și această familie a spus nu, pentru noi nu este nicio problemă, venim și încurajăm pe cât mai mulți care au probleme de sănătate, care suferă de infertilitate, să acceseze acest program. Chiar au venit cu micuța, cu fetița, o fetiță superbă, dar să știți că mai cunosc multe familii care deja au copii prin sprijinul acestui program și alte familii care așteaptă să fie părinți prin sprijinul acestui program sau alte familii care au făcut acest procedeu pe banii lor, fără să apeleze la statul român. Este o procedură destul de costisitoare. Este costisitoare, iar suma pe care noi o acordăm... Pentru unele dintre familii, nici această sumă nu este suficientă. Nu acoperă. Vă gândiți să majorați acest, sau să depășiți acest prag pe care am avut o discuție acum cu domnul ministru Rafila și am convenit că în perioada următoare de timp o să discutăm, în funcție de cum a mers acest program în acești ani, posibilitatea de extindere, de creșterea numărului, să spun așa, de beneficiari, poate, beneficiarilor, nu? Da, a procedurilor eligibile, dar în egală măsură în funcție și de prețuri, pentru că au crescut și prețurile la medicamente, să încercăm să creștem și suma pentru acest program. Și în ultimele 5 minute din această emisiune nu pot să vă las să plecați fără să nu discutăm puțin și despre partea aceasta politică, pentru că, iată, alegerile generale, alegerile prezidențiale bat la ușă, deja se pregătesc cu toții și vă pregătiți cu toții până la urmă de o nouă campanie. Vă vom regăsi pe listele pentru Camera Deputaților, pentru senatori? Urmează să se ia decizia în zilele următoare și va fi comunicată. Ce pot să vă spun? Că înainte să ajung la dumneavoastră, la această întâlnire cu dumneavoastră și cu cei care ne urmăresc, am semnat și eu listele de susținere pentru candidatura lui Marcel Ciolacu pentru funcția de președinte al României și mi-am pus această semnătură cu toată convingerea. Vă spun sincer, lucrez cu Marcel Ciolacu de mai mulți ani, 2012, de când sunt în Parlament, ca și colegi, ca și deputați, apoi ca și președinte al Camerei Deputaților, eu fiind președinta de Comisie de Învățământ și am beneficiat de tot sprijinul dânsului atunci când am trecut prin acele discuții, negocieri cu legile educației, un proces nu tocmai ușor. Apoi în calitate de prim-ministru al României și ceea ce pot să vă spun că este un om foarte dedicat, este un om foarte implicat, este un om simplu, indiferent de funcțiile pe care le-a avut, a reușit să își mențină echilibrul și simplitatea ca orice cetățean și sunt convinsă că dacă românii, și sper că românii să-i acorde încrederea, vom avea după 20 de ani un adevărat președinte, un om așa dintre oameni, un om care a și demonstrat până acum și în calitate de prim-ministru, care are această capacitate de a-i uni pe români. Să știți că pe mine m-a fascinat foarte puțin politicieni, mă refer la președinți, la prim-ministri, au avut curajul să meargă între oameni, cum a fost și meciul unde a participat și echipa țării noastre în Germania, fiind român din țară, român din afară, când aproape în toată această perioadă de foarte mulți ani, cei care au condus funcția de președinte nu au reușit să-i unească pe români. Dimpotrivă, am simțit că sunt două românii, ceea ce nu este în regulă. Ei a avut curajul, a fost între români. Dacă cineva a avut ceva să reproșeze, a discutat cu demnitate, este un om calm și am simțit acea unitate. Cu toții ne aducem aminte cum s-a cântat imnul național și cum românii noștri, cu toții și cei de aici din țară, am simțit forța celor din afară, dar și forța celor din țară care au plecat să fie alături de echipa națională. Și peste ocean, adică toată lumea a discutat despre acest subiect la a fost și este alături, să știți, de fiecare român în parte, indiferent de pregătirea sau categoria socioprofesională a românilor, alături de copii. Am avut toată deschiderea atunci când am solicitat sub o formă sau alta sprijin pentru domeniul meu
meu de activitate și da, cred că este omul potrivit după 20 de ani să avem și noi un președinte așa, un om dintre oameni pentru România. Când vom afla dacă Natalia Elena Intotărău va fi din nou pe păi liste? Păi în scurt timp, pentru că în aceste zile... În primul rând, dacă doresc colegii, colegele și dacă doresc cetățenii. Pentru că noi am ales să ne implicăm în această activitate sau eu personal, dedicându-mă în totalitate pentru cetățeni, nu doar așa. Trebuie să te dedici în totalitate într-o astfel de funcție pentru a avea și rezultate? Eu așa simt să muncesc, din respect pentru încrederea ce mi-a fost acordată. Deci chiar dacă și acum... Nu sunt încă foarte bine cu sănătatea, sunt aici la dumneavoastră, tot din respect pentru cetățeni și pentru noastră, iar apoi, în minutele următoare, mă voi deplasa la Orăștie, unde în aceste zile marcăm 800 de ani de atestare documentară și Orăștia este locul unde am ajuns pentru prima dată deputat, în 2012, colegiul respectiv, și nu o să uit niciodată pe oamenii de acolo, cum nici ei de altfel nu m-au uitat și foarte des comunicăm și ne întâlnim la evenimente plăcute sau, din păcate, mai puțin plăcute. Dar să ajute Dumnezeu să fie numai evenimente plăcute. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune și vă mai așteptăm cu noutăți, că iată, am lăsat unele subiecte așa în aer. Cu siguranță vom afla când și dacă veți fi pe liste. Noi vă dorim mult succes să aveți în continuare cu toate proiectele și de la minister și în ceea ce privește până la urmă și viața personală pe care o aveți, pentru că trebuie cumva să le îmbinați foarte bine. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Vă invit să rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!